L-au dus pe prunc la templu, spune mai departe, să-l pună înaintea Domnului, vedeți? Să-l dea lui Dumnezeu. Deci, am mai întâlnit o expresie și mă opresc și asupra ei și îmi pare interesantă, prin faptul că acum, modern, mai nou, chiar am întâlnit ucenici de ai mei, care vin la biserică, chipurile să se spovedească, să ia cuvânt de folos, și au spus așa, ei nu-și mai botează copiii, până ce copiii nu vor fi mari și nu vor înțelege ei singuri de ce se botează și să-și aleagă religia. Da, i-am ascultat, m-am uitat la ei, m-am gândit că probabil o fi tras ceva pe nara stângă sau dreaptă de le-a venit o asemenea înțelepciune și după aia le-am explicat, fraților, zămislirea în pântecele femeii a pruncului se face de către puterea Duhului Sfânt, nu de spermatozoidul tău. Sunt mii de oameni care rămân sterpi și nu pot face copii și să roagă lui Dumnezeu și după aia au copii. Ca tu să înțelegi că nu numai actul procreierii în sine creează ființa vie din pântecele mamei, ci și harul Duhului Sfânt, cum spune psalmistul, din pântecele maicii mele, de acolo m-am aruncat către tine și tu m-ai închegat ca brânza și m-ai țesut ca pânza și m-ai pus într-o cele mai adânci ale pământului. Adică un loc ascuns în trupul omului unde nu știe nimeni. Lucrul ăsta s-a crezut de către profetul David și până în zilele noastre, până acum vreo 200 de ani. Că în momentul când lumea s-a modernizat, au învățat medicii să pătrundă acolo în măruntaiele omului și să-l tragă pe prunc afară și să-l ucidă. Treaba lor, nu asta discutăm. Deci, vedeți, acolo e lucrarea Duhului Sfânt. Și atunci când pruncul tău îi vine pe pământ, el trebuie să ia contact cu Duhul Sfânt. Și el primește acest Duh Sfânt și această curățire de păcatul strămoșesc și adamic, adică păcatul mulțirii trupești și păcatul morții veșnice și a blestemului veșnic a iadului pentru faptul că Adam greșise, așa spune, în Adam toți mor, în Hristos toți înviază, că atunci când copilul tău se bagă în clistelniță și se spune, se botează robul sau roaba lui Dumnezeu X, Maria, Vasile, Gheorghe, în numele Tatălui, Amina, Fiului, Amina, Sfântului Duh, Amin, tu mori și înviezi cu Hristos conform jertfei lui de la Golgota. Și atunci, în clipa aceea, tu te-ai făcut mădular sfânt și al lui Hristos cel nevăzut din cer și al bisericii din care faci parte. Dar dacă tu îl crești până la 18 ani, ca pe o bălărie, și ca să vă dau un sfat, să înțelegeți explicația mai logică, închipuiți-vă că aveți o tarla frumoasă de porumb, ați arat, ați dat îngrășământul de bază, ați desțelenit, ați mărunțit pământul, ați trecut cu semănătoarea și ați semănat și spui așa, nu prășesc nici de-a întâilea, nici de-a doilea, nici de-a treilea, nu răresc, nu îngrădesc, e treaba lor să rodească care vrea și să facă porumb care buruiană îi place. Ce poți să găsești tu toamna pe ogorul ăla? Decât bălării. Pentru că toate cresc ca landala, pentru că se cunoaște că nu este mâna omului. Ei, așa e și lucrarea Duhului Sfânt. Eu i-am spus unui bărbat odată o vorbă și s-a supărat pe mine, m-a pus urât la mațe. A zis, părinte, îmi doresc o femeie bună, mi-a spus la spovedit. Păi zic, cât de bună? Bună, părinte! Cât de bună, mă? Zic, explică-mi termenul bun. Părinte, nu știu să vă explic. Să fie focoasă, să aibă bani, să aibă avere. Băi, aia înseamnă femeie bogată, nu înseamnă bună. Și a zis, da, spuneți-mi dumneavoastră. Zic, eu mă rog la Dumnezeu să-ți dea de soție femeia pe care ți-ai conturat-o tu în mintea ta. Și a zis, da, de ce spuneți treaba asta? E blestem? Păi dacă tu le vezi pe toate desfrânate, crezi că o să-ți dea o fecioară? Dacă tu le vezi pe toate stricate, crezi că o să-ți dea una curată? Dacă tu le vezi pe toate marfă de consum, crezi că-ți dă ție o sfântă? Nu! Dumnezeu îți închide aminții ochi și îți deschide ochii zilei să faci cea mai mare prostie. Noi folosim în termen popular vorba că poama bună pică în gura porcului. Prunul nu se pune lângă cotețul la porci, se pune în livadă. Porcul poate umbla prin livadă, dar are stăpân.
Ei, așa și aici. Când noi vom fi curați sufletește, în jurul nostru toate vor fi curate. Când noi vom fi murdari sufletește, în jurul nostru toate vor fi murdare. Sfântul Vasile cel Mare, pentru a ne da măsura... Doi prieteni. Unul afacerist și cu bani mulți, unul judecător și cu legea în mână. A căzut cel cu bani mulți în judecata judecătorului, care era prieten, și toată lumea la proces, asta se întâmpla prin, spune că prin secolul 15, 16, 17, în Franța, eu am citit-o prin cărțile lui Antonie Plămădeală, mi-amintesc. Și toată lumea aștepta în sala de judecată să vadă cum judecă un prieten pe alt prieten. Și a zis, sigur îi va da dreptate, că e prietenul lui. Cel pe care păgubise era un om sărac, un om mai modest. Judecătorul și-a pus toată ținuta aia de judecător și-a luat prestanța aceea care o are el în scaunul de judecat acolo ca un mic Dumnezeu social, pentru că asta e misiunea lui, să țină balanța drept. A bătut cu ciocanul în masă și a spus, inculpatul cu tare are dreptate, pârâtul cu tare a greșit, se cade să-i datoreze suma de cutare de atâta și să o depună acolo și prin aceasta se face dreptate. Toată lumea a rămas, wow! Păi ăsta nu i-a fost prieten niciodată, vă vezi ce măgar, cum a putut să facă treaba asta? Păi nu-ți ajuți tu un prieten? Păi articolul cu tare te ajută să faci asta, aliniatul cu tare te ajută să faci asta, legea cu tare te ajută să învârți problema aia în direcția aia. Știți că și codul ăsta penal și civil are multe cărărușe, trebuie să știi să le învârți. Ăla a închis judecata, s-a spălat pe mâini, s-a luat serveta și a plecat. A trecut pe lângă prietenul supărat din boxă, care nici nu i-a dat importanță. Ăsta a ieșit pe ușă, s-a suit în mijlocul de transport și ce credeți că a făcut? S-a oprit direct la banca unde trebuiau returnați banii, a plătit suma respectivă de cauțiune sau ce era aia care se cădea să fie dată de prietenul lui, a luat chitanța, dar când a depus bani a spus, mă cheamă ca pe prietenul lui și a spus așa, pentru că mai am ceva de făcut la un alt ghișeu, vă rog să păstrați chitanța și să mi-o înapoiați când mă întorc. Chitanța a rămas acolo, cel de la ghișeu a pus-o în sertar și a așteptat să vină proprietarul după chitanța cu banii tăiați. Bineînțeles, în termenul cum este acolo, o zi, două, nouă, șapte, 14, 48 de ore, două săptămâni, o lună, s-a dus și ăla să plătească. Bineînțeles, cu bani împrumutați de la prieteni, cu bani împrumutați din stânga, din dreapta, suma fiind destul de consistentă, a ajuns în bancă și i-a spus celui care era la ghișeu de servici, altă persoană decât persoana care executase respectivul virament. Sunt cetățeanul cu tare. Da, aveți la noi o chitanță de depunere, vă rog să o primiți. Ăla ia chitanța, se uită. Păi nu, eu trebuie să depun aceiași bani. Da, vi-am depus, v-am scris chitanța, vă rog să vă luați extrasul de cont și să mergeți sănătos. Ăla a luat extrasul, s-a pus pe o bancă, la banca respectivă, acolo unde se depuneau bani, și s-a tot uitat. Băi, să fie asta o minune din cer. Și deodată îl luminează Dumnezeu, ia să văd eu ce scris este pe extras. Și când se uită pe extras, vede numele său cu semnătura... Altă întrebare, de ce trebuie să sărutăm icoane? Simplu. În momentul în care citim decalogul, găsim scris în decalog, parcă pe la porunca a treia, dacă n-aș exagera să nu greșesc, spune așa, să nu-ți faci chip cioplit. Despre ce este vorba în chipul cioplit? Ca să ne oprim și să o luăm logic. 1. În momentul când Moise scoate poporul din Egipt și îl aduce la Faran sub Sinai, el se duce și stă 40 de zile cu post și rugăciune, vorbește cu Dumnezeu să aducă tablele legii, poporul strânge brățări, cercei de la inele, de la toate podoabele femeilor și toarnă un vițel de aur și spune psalmistul și-au schimbat asemănarea lui Dumnezeu un vițel ce mănâncă iarbă.
Și au început să joace și să danseze în jurul focului, după obiceiurile egiptene, era un popor stat 400 de ani în robie egipteană, le deprinsese toate obiceiurile și au uitat de Dumnezeu. Și Dumnezeu acolo pe munte îi spune, Moise, ce faci poporul tău jos? Și a spus, am să-i pierd. Și Moise a spus, nu-i pierde, Doamne. Dacă îi pierzi pe ei, șterge-mă și pe mine din cartea ta. Această idolatrie a durat de-a lungul poporului lui Israel până la ce? Până la venirea lui Hristos. Până atunci noi n-am avut icoane. Singurele semne pe care le avem lăsate de la Dumnezeu sunt acestea. Astea o vorbesc pentru cei care nu cred în icoane. Segmentul baptist, adventist, pentecostal, jehovist, evangheliști de ziua șaptea, biserici apostolice de tot felul, care sunt el sceni teologice și așa mai departe. Ce trebuie să știm? În capitolul Ieșirii, cartea din Pentateuh, sau Ieșirea, Exodul, găsim începând de la capitolul 22 înainte, când Dumnezeu poruncește lui Moise cum să facă cortul mărturiei. Și îi spune să facă o ladă de lemn de salcâm, să o ferece cu aur, să-i pună doi drugi să-i ferece cu aur, să sculteze doi heruvim cu aripile deschise deasupra lăzii să-i ferece cu aur, să pună în sicriu tablele legii, să pună toiagul lui Aron, să pună năstrapa de aur, să pună cupa cu mană. Și acele erau primele simboluri ale semnului că Dumnezeu este prezent acolo în locul acela. De câte ori aduceau jertfă la cortul mărturiei sau în fața cortului, un miros ca de parfum, de îmbătare duhovnicească, un miros dumnezeesc, venea și ca o adiere de vânt trecea prin tabără să știe că Dumnezeu a primit jertfa. Și mai spune acolo la jertfă că era nevoie de o catapeteasmă, de catifea, care să fie de mătase stacojie cu chipuri de heruvim pe ea. Acum eu întreb, cine a văzut heruvim ca să-i facă, dacă nu Moise când s-a dus la Dumnezeu? Pentru că Moise când s-a coborât din munte, i-au pus un ștergar pe față, că fața e lumina ca soarele și nu puteau oamenii să vorbească cu el. Le-a explicat cum arată un heruvim, că i-a văzut în preajma lui Dumnezeu. Și atunci eu îl întreb pe interlocutorul nostru care ne pune întrebarea de ce trebuie să sărut icoana. Dar de ce a fost nevoie să spună Dumnezeu, Tatăl către Dumnezeu, Fiul, să-L facem pe om după chipul și asemănarea noastră? De ce a fost nevoie Iisus să stea într-un ovul femeiesc mic, care îl vezi la microscop, să ia chip de icoană întreagă și să nască din pântecele Fecioarei Prunc și să îi se închine magii? Deci noi ne închinăm la icoana lui Hristos, că n-avem șansa că El e înălțat de-a dreapta Tatălui. Doar atât nu mai putem săruta, sărutând potirul unde e Euharistia, pentru că El în rest e în slava Tatălui, cu sfinții îngeri. Dar magii au venit și s-au închinat ca un împărat unui prunc care sugea la sânul mamesii. Pentru că așa i-a spus steaua de deasupra, unde veți vedea pruncul acela este. Și veneau tocmai din șiparul Egiptului. Dar de ce a fost nevoie ca Veronica să-i șteargă fața și să-i rămână chipul imprimat? Prima icoană de la Hristos, că noi până la Hristos nici nu putem vorbi de icoane. Da. Pentru că de aici începe iconografia. Odată cu nomenirea lui Dumnezeu. Deci când eu respect icoana, respect dumnezeirea întrupată. Deci cred în actul întrupării. În venirea lui Dumnezeu ca om pe pământ. În momentul când Avgar, regele Edesei, bolnav, Hristos îi închipă primul chipul pe un ștergar, îl împăturește, îi scrie o scrisoare, o trimite la Avgar și Avgar trimite scrisoarea de mulțumire că sărutând ștergarul, ștergându-se cu el, s-a făcut sănătos. Ia ca de asta vorbim de icoane făcătoare de minuni, de icoane care plâng, de icoane care varsă mir, de icoane care fac miracole. Bine, eu nu oblig pe nimeni, Doamne ferește. Aș vrea să fie o chestiune de, nu de discordanță, ci chiar de toată nota bunului simț. Cine nu vrea să se închine la icoane, poate să se închine la un BMW, la o bicicletă electrică, la o mașină Skoda, la ce își dorește el. Nimeni nu-l oprește. Noi ne închinăm la icoane pentru că suntem ortodoxi, ne închinăm la icoane pentru că îl cinstim pe Hristos și chipul cel zugrăvit pe ea, și icoana este o fereastră mistică, materială, deschisă spre cer, în care eu mă rog Sfântului de care am nevoie. Apropo de sărutat, după împărtășanie avem voie să fim sărutați? Numai în momentul în care ați luat anafora și vinuțul după ce v-ați împărtășit, ca să nu rămână pe buze sfinte după ce te-ai împărtășit. În rest n-am nicio treabă, restul tradiții și povești de copii. Că se spune, în ziua aia n-ai voie nici... Noi avem în biserică partidulețul babilor conservatoare care știu toate legile pământului, dar ele sunt simpatice, că fără ele legea n-ar fi perfectă. Noi avem defecte fundamentale și cred că toți le avem.
Ai nevoie de cineva, îl sufoci, după aia uiți de el. Ai nevoie de o problemă, stai pe capul cuiva până îl plictisești, după aia uiți de el. E bine prietenia noastră uneori să fie sinceră și nedependentă de lucrurile astea, cum să spun eu, firești. Bă, îl respect pe ăla că mă lasă să intru înainte acolo, respect pe ăla că îmi rezolvă problema aia, respect pe ăla că mă ajută cu treaba aia. Nu, respectă-l că e om și miră-te în sinea ta și roagă-te că între oameni mai există un om care poate să facă bine și dezinteresat. Dacă pui un costum pe un măgar, el tot măgar este. Dacă îi pui cercei de aur sau lanțuri la gât sau îl îmbraci în lucruri scumpe, tot măgar este. Ei, același lucru este și pe pământ. Putem noi să ne facem cele mai nemai întâlnite. Am văzut că acum este o modă, asta nu o spun ca să jicnesc, ci eu vă spun din punctul meu de vedere ceea ce mă refer la predică. Este o modă oamenii să întreacă care a făcut casa cea mai mare. Frate, fă-ți-o cu 100 de etaje dacă te mulțumește, dar nu fi dușmanos, ranchiunos, nu fi răzbunător, nu fi egoist, nu fi zgârcit, nu fi sălbatic, nu fi animalic, nu fi om de junglă. Lasă-l și pe ăla care stă într-o cameră să trăiască. Nu-i lua suflarea. Simte omul nevoia să strângă bani până doarme pe bani. Dormi, frate, dacă îți face bine la spate și te simți bine, dormi pe bani, dar nu te lăcomi la puținul celui chinuit. Pentru că te bate Dumnezeu și ți ia pe cei mulți, n-apuci să te folosești de ei. A apărut, să spunem, mașinile străine. Ați văzut toată lumea să lupte să aibă mașini de 2.000 de euro, de 20.000 de euro, de 200.000 de euro, de 2 milioane de euro, sau cum sunt treptele astea cum urcă. Ia-ți-o, frate, ia-ți-o mașină care merge direct prin cosmos. Numai să apeși pe buton și te trezești la destinație. Dar lasă-l și pe ala ce merge cu căruța, nu-i omori calul. Lasă-l în pace în treaba lui. De ce trebuie să-l ucizi pe ala care nu are, numai ca să ieși tu în evidență că ai? Sau a ieșit, nu știu ce modă, sofisticată, nemai întâlnită. Frate, ia-ți ce vrei tu, fă-ți dacă vrei, fă-ți haine din strop de rou, fă-ți haine din puf de albină, din ce vrei tu, dar lasă-l și pe ăla ce trăiește cu jiac și cu cojocul în spate de oaie, lasă-l în pace să existe pe pământ. Deci nu, noi nu putem face. Soția este cea care dă tonul atmosferei. Ioan Gură de Aur spune categoric, femeia este limanul liniștit al bărbatului. Este luna nopții întunecate, este soarele cerului senin, este cerul înstelat atunci când bolta e senină și este parfumul florilor atunci când grădina e frumoasă, obligatoriu. Nu-i poezia mea, ci din extrasele margaritarilor sunt eu în grădeaur. Obligatoriu. Că așa a spus Dumnezeu. Bărbatule, tu s-o stăpânești pe ea, dar să fii atras de ea. Deci bărbații, vrând nevrând, sunt atrași de farmecul soția femeii. Iar femeii i-a spus, categoric, i-a spus, tu și tu să fii atrasă de el, adică de bărbat. Și ca drept dovadă că supărarea unei fete nu-i că n-are bani sau bijuterii. Părinte, aș vrea și eu o soartă. Ca drept dovadă că prețuiește mai mult un cuplu frumos de familie decât poate niște lucruri materiale care le adun și ce faci cu ele. Deci, obligatoriu, deci indiscutabil nu se pune problema dacă soția e jumătate din toate realizările, pentru că o femeie credincioasă, spune înțeleptul Solomon, este brățara de aur în mâna bărbatului său. Deci, eu am văzut foarte multe divorțuri în care n-a stat greșeala neapărat. Nu pot să vă spui numele, dar odată am judecat o situație la rece care există și astăzi. O familie exemplară de frumoasă. Domnul avea o funcție, nu mă interesează funcția, avea acces la persoane tinere, probabil una din persoanele tinere l-a atras, soția a aflat, s-a făcut foc și pară. Și a venit la mine spovedindu-se, ce a zis, să-mi iau aliat pe părintele și dăram eu tot. Și zic, dar ce sunteți supărate? Cred că soțul meu m-a înșelat. Ei, nu serios. Zic, ce vârstă are fiica dumneavoastră? 23 și băiatul 28. Zic, și la vârsta asta dumneavoastră vă mai puneți probleme de genul ăsta?
Da, părinte, că eu sunt sinceră și nu pot admite minciuna. Zic, vă rog frumos un lucru. Țineți cont de sfatul meu? Dacă țineți, vi-l dau. Dacă nu țineți, nu vi-l dau. 1. Dumneata ești dornică de puțină gălăgie. Și nu știi cum să ieși în evidență. Ține minte lucrul ăsta. 2. Matale, nu ții de lăsa bărbatul ăsta, că dacă mâine îl lași, după aia plânge 100 de ani după el. Că eu știu bine că ții la el și ești nebunită, că altfel nu te-ai isteriza așa. 3. Du-l acasă, bagă-l în baie, spală-l și măsoară. Dacă lipsește ceva, îl trimiți unde a greșit, dacă nu ține-l tu, că e al tău. Să nu plângi mai târziu fără el. S-a ridicat foarte nedumerită de jos și a spus, părinte, din partea unui duhovnic nu mă așteptam la un răspuns. Se pare că voi bărbații vă țineți partea unii altora. Doamne, nu țin partea nimănui. A iertai omenește, a greși omenește, a fi înțeleptei dumnezeiește și a nu face greșeli fatale înseamnă că ai și o leacă de înțelepciune și vârstă. Vine după vreo 2 săptămâni, fericită toată, cu un dar, cu un suc, cum vine ei, cu o portocală, cu o ciocolată, cu o cutie de bomboane. Și zice, părinte, de astăzi nu mai sunteți duhovnicul meu, sunteți filozoful familiei mele. M-ați salvat de la o mare greșeală. M-am dus și m-am sfătuit cu mama mea, adică cu soacra bărbatului, și cu fiul și cu fata. Și a zis, uite ce mi-a spus preotul la biserică. Eu aveam mare încredere în părintele. Îl credeam un om vertical, îl credeam un om cu experiență, un om rafinat. Cum să-mi spună mie așa ceva? Dar e posibil? Adică cum? Să accept eu să greșească soțul meu? Și mama să-i spune, dar tu ai vreo dovadă că a greșit? Dacă astea sunt numai niște lacune în mintea ta, nu că am semne. Dar tu te iei după semne sau te iei după soțul tău care vine acasă și are grijă de tine și să aduce tot ce trebuie? Fă ce ți-a spus părintele. Și fiind 3-1, cum se spune, că era soacra cu 2 copii și ea a pierdut în scor, s-a liniștit și a dat seama că e o mare eroare și când i-a trecut ferbințeala aia și năduful și ambiția și orgoliu, a venit și a spus, părinte, mi-ai salvat familia. Nu, eu Dumnezeu și mintea dumitale, că eu puteam să spun să-l lași, tu nu-l puteai lăsa, dacă nu vrei, eu puteam să zic să nu-l lași, tu dacă vrei, îl puteai lăsa, Dumnezeu te-a luminat, lui să-i mulțumești, nu mie. Uh-huh. Și de asta vă spun, sunt situații limită, dar sunt și create artificial situații limite. Noi trebuie să fugim de aceste artificii, spune în canoanele împărătești, că afară de, și în scriptură, afară de pricina de desfrânare, nu prea există motiv să-ți lași soțul sau soția. Dar spune acolo la canoane, pentru îndărătnicia inimii voastre, zice Scriptura, a dat Moisele cartea de despărțire, dar ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Iar la canoane spune așa, de va vrea femeia să ierte pe soțul sau soțul pe soția?